Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua drumul chivotului. Am ajuns departe, aproape de final. Și fiindcă suntem aproape de final, am trecut din Vechiul Testament în Noul Testament. Așa că astăzi vom merge pe urmele chivotului în Noul Testament. Să vedem ce ne spun scriitorii Noului Testament, ce ne spune Iisus, ce ne spun ceilalți despre chivot și despre templu. Subiectul este interesant, este frumos și este foarte important, pentru că avem astfel aplicarea celor vechi la celor noi. Avem astăzi dovada că nu avem două dispensațiuni, două lumi diferite rupte printr-o prăpastie, dispensațiunea vechiului și cea a noului, una care a trecut și una care este actuală. Nu este adevărat. Biblia este una singură. Calea mântuirii este una singură. Ea înaintează, urcă mereu și mereu până va atinge apogeul. Așa că Noul Testament continuă să vorbească despre sanctuar. Noul Testament ne prezintă chivotul și importanța lui. Și mai mult decât toate, Noul Testament ne prezintă pe Domnul Hristos, care este marele preot, mult superior preoției aronice, cu o lucrare perfectă, cu o lucrare veșnică. Iată unul din versetele care îmi plac atât de mult și care subliniază importanța acestui eveniment. Punctul cel mai important al celor spuse până acum este că avem un mare preot care stă la dreapta tronului măririi din ceruri, ca slujitor al lucrurilor sfinte și al adevăratului cort pe care l-a ridicat Dumnezeu și nu omul. Citat din Evrei, capitolul 8, cu versetul 1. Ce este acest lucru? Punctul cel mai important, dincolo de cortul lui Moise, de templul lui Solomon, de templul lui Zorobabel, mult mai măreț și mult mai important este templul din ceruri, unde Domnul Hristos stă ca mare preot. Deci funcția de mare preot este mai importantă decât templu și unde intervine și mijlocește pentru noi. Prieteni, să urmărim chivotul și lucrarea templului prin prisma Domnului Hristos, așa cum ne prezintă Noul Testament. Luca este cel care ne spune că la vârsta de 12 ani Domnul Hristos s-a dus la Ierusalim și a văzut templul. Era cel mai mare eveniment din viața unui copil israelit. Gândiți-vă, trăiau departe, Iisus era la vreo 180 de kilometri depărtare de Ierusalim, pe un munte stâncos, n-au văzut mai nimic din această lume, n-au avut nicio fotografie cu lucrurile de la templu, că nu erau, și templul era pentru ei elementul central al vieții religioase, dar și al vieții politice. La 12 ani, copiii băieți erau duși la templu ca să vadă ritualul jertfelor, să știe cum trebuie să aducă o jertfă, erau îndrumați de părinți, probabil și de preoți, fiindcă la 13 ani, băieții evrei făceau ritualul de bar mitzvah, echivalentul botezului la creștin. Și după bar mitzvah, copilul nu mai era un copil, ci era un om matur, responsabil pentru păcatele sale. Și dacă făcea un păcat, el trebuia să aducă o jertfă. Și despre acest lucru a fost învățat la 12 ani când a văzut templu. Iisus
s-a dus la templu cu părinții săi și cu oamenii din Nazaret. Mi-am imaginat acest drum. Copiii discutau cu foarte mult interes, cei de vârsta de 12 ani, formaseră un grup și discutau călătoria aceasta. Părinții le spuneau că drumul este riscant, trec prin zone cu dușmani, samariteni, care le ies în cale, vor să-i jefuiască, vor să-i bată, așa că trebuie să fie uniți și pregătiți. Copiii, evident, se pregăteau de o bătaie. Unii își luau prăștii, alții își luau bastoane, fiecare ce credea. Își făceau antrenamente, dar singurul copil care ne-a făcut acest lucru a fost Isus. Singurul copil care a spus, nu așa ne apărăm, ne încredem în Domnul. Cel ce stă sub umbra celui treanalt, spunea copilul Isus, și se odihnește la adăpostul lui, nu va fi lovit. Poate să cadă 1000 și 10.000 în stânga și în dreapta, el nu va fi lovit. Haideți să ne rugăm, haideți să ne consacrăm lui Dumnezeu ca să ne ocrotească. Iată, încă înainte de a ajunge la templu, copilul Iisus a ales calea biblică, calea credinței, calea ocrotirii lui Dumnezeu. Și știm că a fost ocrotit. S-au întors de la templu, puțin în urma grupului, doar cu tata și mama, prin mijlocul samaritenilor, pe așa numitul drumul tâlharilor, unde evreii erau jefuiți și nu au pățit nimic. Nu i-a atacat nimeni, pentru că în drumul spre templu și întoarcerea de la templu s-au asigurat de protecția divină. Aceasta a fost prima experiență a copilului Iisus. Apoi a ajuns la templu. Copilul a fost introdus chiar în curtea templului, în fața altarului de jertfă. Nu cunoaștem exact rânduielile, dar cu siguranță era un preot care se ocupa de acești copii, care le-a explicat și le-a spus ce trebuie să facă, cum să pună mâna pe capul animalului, să mărturisească păcatele, să-l sacrifice. Și copiii întrebă, bine, și dacă sacrificăm păcatul, animalul, ce se întâmplă? Preotul răspundea, da, acel animal moare în locul tău, sângele acelui animal va ierta păcatele tale. Și copilul înțelegea acest transfer, această substituire. Și copilul Iisus privea cu multă atenție ceea ce făceau oamenii, ceea ce făcea preotul care lua sângele, îl aplica pe altar și în timp ce privea cu foarte multă atenție aceste scene din jurul altarului, copilul Iisus are o străluminare. În adâncul sufletului său, o voce divină îi spune, tu ești acel miel care moare. Sângele tău va curge pentru toți acești păcătoși care vin să aducă o jertfă. Tu ești adevăratul miel de jertfă. Și atunci, în clipele acelea, la 12 ani, în fața altarului de jertfă din curtea templului, Iisus a înțeles taina misiunii sale. A înțeles că El este mielul de jertfă, că El este Mesia. De atunci, viața Lui a fost complet diferită. Viața Lui a fost mult mai retrasă, a fost un singuratic, medita, studia, se ruga și se pregătea pentru acel moment final, când va trebui să-și dea viața pentru toți cei care au păcătuit. Prieteni, cred că este unul din momentele cele mai importante ale aplicării sanctuarului din Vechiul Testament în Noul Testament.
Nu mai vorbim de preot, de oameni, de animale, de obiectele sanctuarului, ci vorbim de Iisus. Iisus, mielul de jertfă. După ce a înțeles acest lucru, Iisus și-a continuat viața obișnuită, dar specială. Liniștită, muncind, dar pregătindu-se pentru acest moment. Pentru că la 30 de ani, când și-a început misiunea de rabin și de Mesia, când a revenit în templu, primul lucru care a făcut a fost să curețe templu de tot târgul neloial și nefiresc care exista acolo. Atunci a rostit celebre cuvinte, casa tatălui meu, dovedind cu toată forța, cu toată claritatea, că el știe cine este, este Fiul lui Dumnezeu, știe pentru ce a venit, ca să moară ca animal de jertfă și știe că locul acesta, atât de sfânt și atât de important, nu trebuie să fie pângărit cu un comerț nedemn. Curățiți locul. Dovada că putea face acest lucru a fost autoritatea sa. Erau oameni bogați, era poliția templului, oamenii care făceau ordine. Era o mulțime de oameni interesați să vândă și să cumpere. Sute și sute. Dar nici unul n-a avut curajul să-i se opună, să riposteze sau să ia o acțiune împotriva acestui tânăr care i-a alungat din templu. O groază, o putere divină era asupra tuturor, recunoscând, dacă doreau, că stau în fața unuia care este mai presus de putere omenească. Și lucrul acesta l-a făcut de două ori. La începutul misiunii sale și la sfârșitul misiunii sale, în săptămâna Paștilor, atunci când a coborât de pe muntele măslinilor în ziua florilor și a pătruns în templu, a făcut a doua curățire a templului. Pentru mine este extraordinar. Iisus Hristos a venit nu ca să desfințeze niște lucruri, ci să le curețe, să îndepărteze molozul, să îndepărteze interpretările omenești, firești, să îndepărteze interesele omenești meschine din actul nobil, sacru și sfânt al planului de mântuire exprimat prin sanctuar. Acesta este prima și foarte importantă lucrare. Al doilea element important legat de Iisus și chivot este în ziua morții sale. Era exact ziua de Paști, 14 Nisan, anul 31. În ziua aceea, preotul, marele preot, cu preoții și cu conducătorii de frunte al poporului, stăteau în curtea sanctuarului, în jurul altarului de jertfă, ca să sacrifice mielul pascal, momentul culminant al anului. La 300 de metri, dincolo de zidurile Ierusalimului, de fapt era al doilea zid construit de Irod cel Mare, pe dealul Calvarului, Iisus își dădea sufletul, strigând, s-a sfârșit! Și exact în clipa aceea are loc un cutremur. Groaza cutremurului i-a făcut pe toți oamenii să uite de ei și preotul a uitat de miel, l-a scăpat, i-a căzut cuțitul din mână, mielul a fugit prin mulțime pentru că nu mai era nevoie de sângele mielului. În aceleași clipe, pe crucea Golgotei, Iisus murea. Adevăratul miel al lui Dumnezeu,
care ridică păcatele lumii, așa cum a spus Ioan despre el la botez. Iată al doilea moment despre sanctuar și despre chivot. De ce și despre chivot? Pentru că în momentul acela, când se serba mielul pascal, ușa dintre sfânta și curte era deschisă. Era deschisă. Pentru că se oficia și în fața altarului de jertfe. Și pentru că era deschisă ușa sanctuarului, în momentul morții Domnului Hristos, perdeaua a doua, care despărțea sfânta de sfânta sfintelor, s-a rupt în două, de sus până jos. Era o perdea foarte groasă, foarte tare. Nu o puteai rupe în mâini. Trebuia ceva mult mai puternic. Și nu a fost ruptă de jos în sus, datorită acțiunii unui om, ci de sus în jos, care era mult mai înalt decât statura unui om. Și aceasta era o dovadă divină a puterii lui Dumnezeu. Și acum, când amândouă intrările erau libere, s-a putut vedea Sfânta Sfintelor. Nu mai era chivot, știm bine, dar s-a văzut locul preasfânt. Loc pe care oamenii nu îl vedeau. Prin aceasta, Domnul Hristos a demonstrat un alt lucru. El a arătat că ceea ce omul obișnuit putea să facă, să vină până la altar și să se aducă jertfa și se oprea aici, odată cu moartea sa, lucrurile se schimbă. Și odată cu moartea sa, oamenii au posibilitatea să meargă mai departe. Iată ceea ce citim în Cartea către Evrei, capitolul 9. Acestea fiind rânduite, preoții intră întotdeauna în primul cort îndeplinind slujbele, dar în al doilea cort, adică Sfânta Sfintelor, intră numai marele preot odată pe an, nu cu sânge pe care îl aduce pentru el însuși pentru greșelile poporului. Duhul Sfânt, arătând aceasta, calea locurilor sfinte nu era încă arătată atât timp cât exista întâiul cort, care este o asemănare pentru timpul de acum, potrivit căreia se aduc daruri și jertfe, neputând să desăvârșească în ceea ce privește conștiința pe cel care slujește, constând numai în mâncăruri, băuturi, diverse spălături și rânduieli ale cărnii, impuse până la un timp de îndreptare. Dar Hristos, venind ca mare preot al bunurilor viitoare, prin cortul mai mare și mai desăvârșit, nefăcut de mână, adică nu din această creație, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu propriul său sânge, a intrat odată pentru totdeauna în locurile preasfinte, după ce a obținut o răscumpărare veșnică. Evrei, capitolul 9, de la versetul 6 până la versetul 12. Observăm, calea locurilor sfinte era oprită. Ca evreu, nu puteam să intru în sanctuar. În Noul Testament, Domnul ne oferă o situație nouă. Ci voi sunteți preoți. Deci orice creștin este preot. Și ca preot am dreptul să intru în sfânta, să mă rog la altarul de tămâie, să fiu luminat de menora, să mănânc din pâinile înainte de pe masa punerii înainte, ca preot. Dar prin Iisus Hristos și prin jertfa sa, perdeaua s-a rupt și drumul spre locurile preasfinte a fost deschis. Prin trupul său, prin sângele său. Și acum pot să intru chiar în Sfânta Sfintelor, pentru că Domnul Hristos mi-a deschis acest drum. Și tot el spune următoarele,
Evrei, capitolul 4, versetele 14 la 16, cităm: Având deci un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea noastră, pentru că nu avem un mare preot care să nu aibă parte cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul ispitit în toate în același fel, în afară de păcat. Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har pentru ajutor la timpul potrivit. Amin. Observați, un evreu se temea. Ozea, împăratul Ozea, a încercat să intre doar în sfânta și a fost lovit de lepră. Și nu mai avem un alt caz când cineva ar fi încercat să intre. Așa că evreul avea teamă. Cum să intru? Nu se poate. Și acum Pavel spune, nu vă temeți. Voi, care ați primit pe Iisus Hristos, care sunteți preoți alături de El, intrați cu îndrăsneală. Nu vă opriți. Pentru că Iisus a deschis drumul, a rupt perdeaua și trebuie să ne înfățișăm chiar în fața tronului de har. Cine este tronul harului? Chivotul, capacul ispășirii, tronul harului, chiar acolo. Ce privilegiu! Observați, Noul Testament nu dă la o parte, nu rupe în două istoria mântuirii, ci continuă dincolo de perdea, dincolo de opreliștile Vechiului Testament și ne duce în fața lui Dumnezeu. Noul Testament, practic, Domnul Hristos dă la o parte mahrama după ochi ca să putem înțelege clar când îl citim pe Moise și să vedem aplicarea și mai clară care ne oferă Apostolul Pavel în Cartea către Evrei. Prieteni, acesta este privilegiul dumneavoastră și privilegiul meu, să stăm chiar în fața chivotului din cer, lângă Domnul Hristos, în virtutea sângelui Său, ca să cerem iertarea păcatelor noastre. Vedeți ce privilegiu ne aduce Noul Testament. Aș vrea să mai citesc un verset, probabil cel mai interesant și cel mai frumos. Apocalips, capitolul 11, cu versetul 19. Și s-a deschis templul lui Dumnezeu în cer și s-a văzut chivotul legământului Său în templul Său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete și un cutremur și grindină mare. Amin. Faptul că drumul spre locurile sfinte a fost deschis la moartea Domnului Hristos prin ruperea perdele, faptul că accesul spre locurile sfinte este permis în virtutea sacrificiului Domnului Hristos și faptul că eu și tu ești invitat, depășește-ți teama, depășește-ți emoția și apropie-te de tronul Harului. Acum Dumnezeu, în Apocalips 11, ne prezintă acest tron. Și s-a văzut chivotul lui Dumnezeu în cer. Ce este acest chivot? Este originalul. Nici pe departe chivotul făcut de Bețaleel să fie luat la cer. N-are nevoie Dumnezeu de obiecte de pe acest pământ. Ele sunt niște copii mărunte, simbolice, mici de tot. Originalul este în cer. Acest original nu ni-l putem imagina. Când vom ajunge acolo și când lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, mintea nu și le-a imaginat, le vom avea în față, atunci le vom putea înțelege. Ioan nu ne descrie cum era chivotul, nu ne dă date, așa cum ne dau autorii Vechiului Testament, ci doar simplu de tot ne spune, s-a văzut chivotul. Acest chivot nu este altceva decât tronul lui Dumnezeu, având în bază dreptatea legii și având deasupra harul dragostei. Aceste două lucruri sunt clare și sunt valabile.
Această imagine a chivotului lui Dumnezeu din cer este unul din cele mai puternice argumente că legea lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Că nu avem o dispensațiune a vechiului legală și una a noului, a harului, ci avem o singură cale a mântuirii, bazată pe dreptate și pe har. Mergeți pe această cale. Apropiați-vă de tronul harului și închinați-vă lui Dumnezeu în fața tronului harului, a chivotului din ceruri. În curând vom putea pătrunde mai departe. În următoarea emisiune, când vom vorbi despre chivotul lui Dumnezeu în cărțile inspirate ale Spiritului Profetic, vom vedea ceva mai mult. Vom putea să pătrundem, să vedem ce este în interiorul acestui chivot, prin ochiul Spiritului Profetic și nu cum a făcut oamenii din Betșemes. Așa că vă aștept și data viitoare. E până atunci, dragi prieteni, vă doresc numai bine!